Duminică pe 15 martie, în a doua duminică a postului mare, în al preasfinția sa Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, iar preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei, a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul mănăstirii, închinat Sfântului Ioan cel Nou. Totul s-a desfășurat în condiții stricte de siguranță, conform normelor impuse prin scenariul 3 de limitare a răspândirii noului coronavirus. La ușa ambelor biserici s-au aflat voluntari care au permis intrarea închinătorilor în ordine și în număr limitat, conform dispozițiilor în vigoare. În schimb, în curtea mănăstirii a fost montat un ecran pe care rulau imagini cu Sfânta Liturghie desfășurată în interiorul bisericii. Pentru a evita aglomerația în spațiul închis și a permite închinarea la Sfintele Moaște, părinții călugări au scos, la ora 6 dimineața, aracla Sfântul Ioan cel Nou, pe care au așezat-o sub baldachinul din curte. În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate spre Sfântul Altar rugăciuni de ajutor pentru izbăvirea din boală și necaz a poporului român. La finalul Sfintei Liturghii, toți închinătorii au ascultat cuvântul de învățătură al înalt preasfinției sale Pimen. Multă suferință este în lume, în toate vremurile, dar în această lume sunt și oameni care ajută pe cei suferiți, care sunt frații de amici ai Mântuitorului Hristos. Așa cum cei patru aici, patru oameni, au ajutat pe Slăbănovul să cânte patru suferinței. Una să duci, să prezinți cuiva, fața lui când apară sau înăuntru, și alta, neputând intra înăuntru în casă, să descoperi acoperișul casei. Sigur, în vremea aceea și locul acelea, acoperișurile caselor erau foarte simple. Și totuși, acest om cu dragoste față de cei suferiți, cu credință în Dumnezeu, a desfăcut acoperișul și a coborât pe cer Slăbănov în fața lui, în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Și Mântuitorul Iisus Hristos, Iisus de Evanghelie, văzând credința lor, credința celor care l-au dus, dar și credința celui bolnav paralizat. Și i-a dat sănătate.